Rezoluția antirusească, pe votarea căreia conta regimul Sandu Pas aflat la putere, a fost în sfârșit adoptată de Parlamentul European. Retorica documentului repetă cuvânt cu cuvânt narațiunile pe care în țara noastră le-au învățat și le promovează cei din Pas și șefa statului. Ideea adoptării unei rezoluții în susținerea Republicii Moldova, a SECITI, a regimului totalitar al lui Sandu, pentru a condamna încercările Federației Rusie de a influența alegerile prezidențiale și referendumul din Republica Moldova, a fost anunțată de cunoscutul eurodeputat Siegfried Mureșan. Rusia continuă cu încercările de a destabiliza Moldova. Rusia dorește ca Moldova să devină un stat slab și independent de Moscova. Ca atare, va încerca să se implice în influențarea alegerilor și a referendumului, folosind mijloace ilegale precum finanțarea ilicită a politicienilor proruși sau manipularea și propaganda. Așa a procedat Rusia și anul trecut cu ocazia alegerilor locale din Moldova. Cu toate acestea, nici la etapa dezbaterilor din Parlamentul European, nici în timpul adoptării rezoluției, autoritățile moldovenești sau deputații europeni nu au prezentat niciun argument cu privire la vreunul dintre punctele de acuzare a Federației Ruse. Mai realistă este versiunea care chiar înainte de dezbaterile asupra documentului a fost exprimată de unii politologi și experți din Moldova, că această idee a fost inițiată de regimul de guvernământ din Moldova chiar înainte de alegerile prezidențiale și de referendum, pe fundalul ratingului copleșitor al lui Sandu și al pasului său în societatea moldovenească. Pur și simplu, Sandu a cerut ajutorul artileriei grele a Bruselului pentru a rămâne la putere prin orice mijloace, realizând riscul ridicat de a pierde. Rezoluția în sine, care acuză Rusia de amenințări hibride și interferență în alegerile prezidențiale, fără dovezi și fără nicio probă, nu are forță practică, dar poate deveni în mâinile regimului Sandu o justificare pentru noi represiuni împotriva presei și politicienilor indezirabili. Cel mai interesant lucru este că atunci când studiază conținutul acestui document, doar un orb nu ar vedea că Bruxelul este responsabil de tot ceea ce Rusia este acuzată, judecat singuri. Parlamentul European condamnă cu fermitate intensificarea activităților răuvoitoare, a ingerințelor și a operațiunilor hibride ale Federației Ruse, ale oligarhilor proruși și ale actorilor locali susținuți de Rusia, care urmăresc să submineze procesele electorale, securitatea, suveranitatea și fundamentele democratice ale Republicii Moldova, să promoveze diviziunile în sânul societății moldovene și să abată țara de la traiectoria sa pro-europeană înainte de viitoarele alegeri prezidențiale și de referendumul constituțional privind integrarea în Uniunea Europeană. Și apoi, în punctul 18 al rezoluției, este partea cea mai interesantă. Parlamentul European îndeamnă Uniunea Europeană și statele sale membre să consolideze în continuare cooperarea cu Moldova prin măsuri specifice pentru a spori reziliența țării la amenințările hibride și a dezinformării. Salută eforturile depuse de societatea civilă moldoveană pentru a sprijini lupta guvernului moldovean împotriva dezinformării și a promova valorile democratice. Invită Comisia și statele membre să sprijine în continuare educația în domeniul mass-mediei și independența acesteia, precum și consolidarea infrastructurii digitale critice a Moldovei, inclusiv prin înlocuirea sistemelor de tehnologie a informației și comunicațiilor de origine rusă. Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană spune regimului PAS, continuați, vă vom ajuta. Luptați cu presa incomodă și politicienii din opoziție, impuneți punctul de vedere de care aveți nevoie. După toate acestea, mai crede cineva că în Europa a mai rămas ceva din fostele valori democratice? Ministerul Moldovean de Externe, reținând o lacrimă de bucurie, s-a grăbit să mulțumească Parlamentului European. Ministerul Afacerilor Externe salută sprijinul politic puternic și neclintit venit în acest moment crucial pentru țara noastră din partea majorității partidelor politice din Parlamentul European și reconfirmă angajamentul ferm al autorităților moldovenești de a face față amenințărilor la adresa procesului democratic și de a aduce la bun sfârșit reformele necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Ce este aceasta dacă nu amestec direct în afacerile interne ale Moldovei? Ce este aceasta dacă nu mituirea deschisă a așa-numitei mass-media independente controlate de regimul Sandu Pas? Ce este aceasta dacă nu o instrucțiune directă dată organelor de aplicare a legii din Moldova, în special Serviciului de Informații și Securitate, de a-i elimina politic pe toți cei care nu sunt de acord cu politicile regimului Sandu aflat la putere? În acest context, deputații europeni, fără nicio umbră de jenă în aceeași
aceeași rezoluție reamintesc autorităților ruse necesitatea de a respecta independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Desigur, o singură putere are monopolul dreptului de a nu respecta și de a dicta, Occidentul.